Evaluarea procurorului general începe când? Aș intui că va începe relativ curând, dar nu știu exact când. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun acest lucru. Noi asistăm la o discuție într-un fel ipocrită. Știm foarte bine care va fi rezultatul acestei comisii care încă n-a fost constituită. Doar știm foarte bine care o să fie rezultatul. Va fi evaluat negativ. E clar care este ținta. Așa? Asta este un labirint care a fost creat pentru a da aparență de legalitate procedurii de destituire a procurorului general în perspectiva numirii alte persoane în fruntea procuraturii. Deci eu cred că toate discuțiile noastre, ce va spune, că nu știm ce va spune comisia, nu știm ce va spune Parlamentul, știm foarte bine ce vă spune toți, aici chiar nu încape niciun semn, nu am niciun semn de întrebare. De fapt, ei se dorește preluarea controlului asupra procuraturii generale, deoarece actuala putere consideră că procuratura nu face ce ei trebuie să fac. Și asta e tot. Și în rest, toate sunt detalii care au fost create pentru a-și atinge scopul ăsta.